Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Miron Manega și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Trezește-te, Gheorghe, trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Invitatul meu în această seară este domnul Gheorghe Liviu Tălioacă, cercetător al civilizațiilor, specialist în de anvergură în semantică și semiotică. Bine ați venit, domnule Tălioacă. Bine v-am găsit, domnule Manega. Vom vorbi astăzi despre esența valahică a Europei, dar nu înainte de a da cuvântul invitatului nostru special, permanent și tutelar, domnul Mihai Eminescu. Începând cu pseudo-istoriografii care contestau originea și vechimea poporului nostru în munții Ardealului și sfârșind cu măsurile domnului Trefor, maghiar de origine franceză, care introduce cu deasila limba maghiară în școalele rurale, vedem o lume întreagă, popor diplomați învățați, conspirând pe întrecute în contra unui biet popor rustic, prin străvechimea lui așezat în acele locuri, viteaz la război, harnic și liniștit în timp de pace, și toate astea pentru ce? Știm noi pentru ce. Pentru că n-are Dumnezeu de lucru, am zice. Într-adevăr, nu s-ar crede, și cu toate acestea există până azi istoriografi, cărora li se pare nimica toată a escamota un popor întreg de 10 milioane de suflete din Dacia, al pune în pind și al face să vie de acolo îndărât prin suta a 12-a de peste Dunăre. Această teorie, susținută întâi de Rösler, se bucură și de favoarea maghiarilor și astfel cu vorbe, cu deducțiuni hazardate, cu combinațiunea asupra unor timpuri egal de fabuloase pentru toate elementele din țară, ei ar vrea să tăgăduiască drepturile și existența unui popor de 3 milioane, a unui element, aevea, care trăiește, vorbește limba lui proprie, are cultura și istoria lui proprie, cu un cuvânt al unui popor radical deosebit de cel maghiar. Ce curioasă idee vor fi având maghiarii despre natura oamenilor și a lucrurilor când încearcă a face într-o zi ceea ce 1000 de ani n-au putut face? Ce copilărie e din partea lor de a-și închipui că națiunile pierde pe o zi pe alta? Bascii din Spania vorbesc până azi limba bască. Sudul Franței vorbește și cultivă limba provențală. În Belgia, sub pătura subțire de cultură franceză, subzistă două naționalități deosebite după disparițiunea Imperiului Bizantin și a celui turcesc, adică după 1500 de ani. Vedem încolțind cu toată lunga dominațiune străină toate națiunile vechi ale peninsulei tracice, albanezi, români, bulgari, sârbi, greci, unele scăzute la număr, altele crescute, dar toate vii. Ceea ce n-au putut face cultura bizantină sau cucerirea otomană, vor face ungurii prin societăți de maghiarizare? În Rusia, dacă s-ar cutremura absolutismul ei actual, am vedea zeci de naționalități deosebite răsărind intacte de sub pătura foarte subțire de predominațiune moscovită. Mihai Eminescu, timpul 4 noiembrie 1882. Văd că problemele persistă. Domnule Tălioacă, de la 1882 încoace, parcă nu s-a schimbat nimic. Nu că persistă, fiindcă după Rösler au apărut neo-rösleriniștii și nu numai ei, fiindcă există și un membru, a existat un fost membru al Academiei din Atena, un oarecare Kelamopoulos, care a contestat la nivel de principiu dreptul de existență al românilor din sudul Dunării, din Grecia respectiv. Și au existat prigoane, crime grave care s-au făcut pentru eliminarea elementului românesc din zona. Au fost așa numitele formațiuni de antarți care îi asasinau, mai ales pe românii fruntași, numai pentru faptul că erau români. Dar să ne întoarcem puțin la Eminescu. Cheia acestei probleme nu este strict spirituală și, ca dovadă, de curând, pe 15 iulie, deputatul Remus Borza,
a plasat pe blogul său următorul text. Războaiele secolului 21, deci se referă la prezent, dar această afirmație este universal valabilă, adică și în timp și în spate. La tot secolul în care la orice înseamnă, de obicei, războaiele se dau pe resurse. Lupta împotriva terorismului, lupta pentru drepturile omului, lupta pentru răsturnarea unor regimuri dictatoriale sunt doar pretexte. Miza reală sunt resursele de hrană și resursele minerale. Deci, în această idee, de fapt, s-au purtat toate războaiele de până acum, fiindcă toate au vrut să stăpânească, să pună mâna întâi de toate pe resurse. Traian a atacat Dacia, Imperiul Roman a atacat Dacia întâi de toate ca să pună mâna pe aur și pe sare. Resursele, pe sare și pe resursele de hrană, fiindcă după terminarea războiului au petrecut 123 de zile. Roma a petrecut un festin, vă puteți imagina, 123 de zile au petrecut împreună folosindu-se de pâinea, vinul, mierea și toate celelalte alimente, carnea, brânza. Roma, adică toată Roma, toată populația Romei. Bun. Deci, ideea este că toate aceste bătălii sau toate aceste provocări de natură spirituală, culturală, sunt făcute ca să te intimideze. Principiul, vă spun, se folosește și astăzi. Intenția este să te intimideze, să-ți dea impresia că ești incapabil, ești neputincios, că nu cunoști valorile de care dispui și că trebuie să vină ei să ți le administreze și să-ți ridice nivelul tău de civilizație. Asta este toată problema. În comparație cu vremea lui Eminescu, noi ne aflăm într-o situație mult mai gravă. Dacă Eminescu arăta că prin retragerea, apusul imperiilor, au ieșit imediat la iveală etniile și diferitele grupuri etnice s-au manifestat în plinătatea lor. Ori astăzi nu mai suntem în situația aceea. De ce? Pe vremea aceea nu existau mijloacele de comunicare în masă. Pe vremea aceea administrația era mai puțin exigentă. Și încasa impozitele și restul, oamenii trăiau cum puteau. Astăzi suntem amenințați, nu? Parlamentul României a pus în discuție o lege a administrației care aduce din nou prejudicii limbii române. Odată a fost Constituția din 2003. Acum, atunci s-a făcut un prim pas Vă referiți la introducerea pe care la legea prin care se introduce limba maghiară? Deci nu e vorba numai de limba maghiară. E vorba de limba română din jurul României, fiindcă și Bălcescu și Iorga au arătat că România este singura țară înconjurată de români. De români. Și probleme sunt și în Bulgaria, probleme sunt și în Iugoslavia, probleme sunt foarte grave în Ucraina. Cele unde, mai grave. Unde dreptul de a învăța în limba română de asemenea este amputat pe zi ce trece. Adică, și asta este întâi de toate poate vina noastră. Haideți să vă spun ceva. Deci, asta este deci, spre deosebire de perioada lui Eminescu, când încă mai spera, noi astăzi trebuie să fim foarte atenți, fiindcă viața se derulează mult mai repede și poți pierde teren mult mai repede decât se pierdea acum 100 și vreo 50 de ani în urmă sau 130 de ani în urmă. Bun. Ce vreau să mai spun? Asta vreau să fac această precizare. În cartea sa Sindromul Sarajevo, Urs Altermat arată clar că
s-a declanșat că există și se derulează o intensă bătălie a limbilor care se va finaliza cu noi învingători, dar atenție, cu noi învinși. Și de aceea este nevoie să ne aplecăm asupra culturii noastre, asupra limbii noastre, pe care trebuie să o cunoaștem. Nu cerem mai mult decât ni se cuvine, dar dacă nu știi, pierzi și ceea ce ai. E o vorbă veche, cel care, da, mă rog, trec peste asta. Cel ce n-are, se va lua și ceea ce are. Da, ceea ce o să pățim noi în curând. Stimați-le spectatori, în numărul 17 al revistei Certitudine, am publicat un articol al domnului Liviu Teleoacă, se numește Dragonul Dacic și Lupa Capitolină, criterii ontologice de unitate a patriei europene. Cred că de aici o să începem. Aș vrea să focalizați eventual și pe fotografii după aceea. Acesta este articolul. Și o să-l rog pe, doar să, pe domnul Teleoacă, că domnul Teleoacă vede. Acesta este titlul. Aici domnul Teleoacă este zeița Nut, nu? Aici unde arăt eu acum. Arcuită peste lume. Zeița Nut, ca toată, care tot are studiul este postură, un studiu comparativ cu Lupa Capitolină. Nu, nu mai vreau, pentru că vreau să mă indic și celelalte poze despre care o să vorbim după aceea. Deci aici este zeița Nut, în partea cealaltă este un bazorelief de la Budureasca, nu, domnul Teleoacă? Da, nu, este un ciop de la Budureasca. Un ciop de la Budureasca, care reprezintă dragonul dacic, lupul dacic, așa cum... Deci îngropat pe un ciop de oară. Să ne uităm și la celelalte mai jos, pentru că sunt foarte importante. Aici, de exemplu, este bătălia de la Hastings, nu? În care se vede aici lupul dacic, deci, îl vedeți? Deci, atenție la titlu. Citiți încă o dată titlul, vă rog frumos. Titlul este Dragonul Dacic și Lupa Capitolina, criterii ontologice de unitate a patriei europene. Atenție, am înțeles totuși că... Dar totuși să nu trecem de asta, pentru că în bătălia de la Hastings... Deci asta, lucrul... ce vreau să vă spun, deci este criteriul de unitate. Deci domnul această Teleoacă, lup... vă rog deci... frumos, indicați, deci eu arăt pozele și dumneavoastră le rețet, da, este, pentru că este bătălia despre... de la Hastings din 1066, și mai este cel mare, ambele tabere, atât... Asta e bătălia de la Hastings și mai este o poză atât, în baza așa, paginii. Au luptat sub semnul dragonului dacic. Și mai e o poză jos, pe care n-ați făcut. Atât Harold, cât și... Asta este. Aici este Carol cel Mare. Este o... Wilhelm a luptat sub semnul dragonului. Aici e vorba de Charlemagne. Așa. Unde și acolo există în mâna unui călăreț steagul dacic. Și acum haideți să vorbim, pornind de la Lupa Capitolina și Dragonul Dacic. Despre care am mai făcut încă două emisiuni. Am mai făcut. Haideți să le detaliem acum. Ce-i cu Lupa Capitolina? Să le luăm pe rând. Înainte de asta, dar spuneam că domnul Teleoacă este specialist în semiotică și semiologie. Care e diferența dintre ele, domnul Teleoacă? Diferență n-ar fi. Deci problema este așa că orice semn poartă un mesaj. Da. Studiul semnelor, semiotica se ocupă de studiul semnelor. Așa. În măsura în care reușești să le înțelegi, poți să înțelegi, în măsura în care reușești să le decodifici, poți să înțelegi mesajul pe care l-a transmis, și tot efortul unui om care se ocupă de, care folosește acest instrument semiotic, este să culeagă cât mai multe informații în legătură cu un mesaj intuit, dedus, în așa fel încât prima decodificare, să zicem așa, primele încercări, să primească confirmările necesare. Deci semiotica este știința semnelor, toate semnele poartă mesaj și interesul nostru, nevoia noastră de adevăr, este să înțelegem aceste mesaje, fiindcă în cazul de față lupul și lupoaica este un simbol care, într-adevăr... Da, să explicăm și semiologia. Deci, am vorbit despre semantică. Atât, semantică. Semiologia este și știința în sine. Știința în sine, care include și... Deci, era vorba de semantica. Semantica este semiologia cuvântului. Cuvântul fiind la rândul său un semn, la cuvânt distingem două părți. Semnificantul, deci forma cuvântului, și semnificatul, deci
înțelesul, înțelesul cuvântului. Și asta se întâmplă în orice semn are, poartă semnificantul și semnificatul respectiv conținutul, înțelesul pe care îl are. De asta se ocupă semiologia. 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 Da. Bun. Acum ne întoarcem la lupul gâdacic și vorbim despre esența tracică a Europei, că despre esența asta este vorba. Esența valahică. Valahică a Europei. Evident, tracic este un termen, și el este un termen corect, un termen potrivit, este un termen pentru care a făcut multe eforturi domnul istoric Mircea Dogaru. Să înțelegem. Într-adevăr, tracii este conceptul care cuprinde toate celelalte triburi, vreo 100 sau chiar 200 de triburi, și ele sunt tracice. Sunt tracice și cuvântul trac, urmărind cuvântul trac, se poate urmări traseele parcurse de traci în lume. Asta o să vedem și în timpul emisiunii. Există o relație foarte, o foarte strânsă relație între înrudirea triburilor și înrudirea denumirilor, înrudirea lingvistică a etnonimelor lor. Ce vreau să vă întreb? Aceste triburi, până la urmă, daci, geți, carpi, costoboci, buri, și așa mai departe, fac parte din aceeași civilizație? Cât de unitară era această civilizație, această cultură, această civilizație? Și mai ales cât de unitară era limba pe care o vorbeau? Era o limba asemănătoare pe tot cuprinsul teritoriului pe care se afla populația tracică, frigienii, de exemplu. Deci limbile au început să diversifice cam în perioada fierului, cam acum vreo 3.000-4.000 de ani în urmă. Până atunci diversificarea limbilor era nesemnificativă. Exista chiar un continuu. Se putea, un om deplasându-se încet de la un teritoriu la altul, putea să comunice cu ceilalți. Deci frigienii se înțelegeau cu daci. Frigienii din Asia Mică se înțelegeau cu daci? Acum îmi cere să fac istoria limbii frigienilor. Funcție de concluziile dumneavoastră. La început, oamenii existau o unitate lingvistică remarcabilă. Și în legătură cu această mare unitate lingvistică, trebuie să vorbim despre limba română. Spre deosebire de toate celelalte limbi europene, limba română este unitară pe spații foarte mari. Deci românește s-a vorbit de la Golful de Corint până la Vistula. Și din Tatra până dincolo de Bug, până pe la Nipru, s-a vorbit românește. Domnul Dogaru zicea că statal... Poftiți? Domnul Mircea Dogaru zicea că statal, Moldova se întindea de fapt până la Nipru. Până la Nipru, da. Și a vorbit această realitate a denuit până târziu cartografii de la Gotha, ca până la Dimitrie Cantemir. Au arătat că această populație română se întindea până dincolo de Bug. De fapt, în 1924 Stalin încă a admis funcționarea unei republici autonome române între Bug și Nistru, ceva de genul ăsta. Deci românii au existat până târziu, iar în Balcan, Republica Sovietică Moldovenească. Deci în afară de Moldova Sovietică exista o republică autonomă română. Da, știu, da, acolo e altă poveste. Deci da, erau români. Da. Bun. În ceea ce privește utilizarea limbii române în Balcani, până în 1947, limba română încă era limba franca la posturile de graniță. Ce înseamnă limba franca? Deci o limbă care o înțelegea orice neam. Și a vorbit românește pe arii întinse, de-aia vorbesc, încă limba română este unitară pe o întindere mare.
Nicolae Iorga, până pe la 1910, a făcut niște călătorii în toate ținuturile locuite de români din afara României, României mici. Deci a fost în Imperiul Austro-Ungar, a fost în sudul... În Elveția a fost... Da, a observat următorul lucru. A dat de sate românești în care erau și nemți, de exemplu, sau unguri. Se vedea că sunt unguri după chip, după haine, după... toți vorbeau românești. Pe de altă parte, a fost și în sate cu majoritate, cu populație majoritar maghiară sau germană, în care existau și români îmbrăcați în costume românești, erau creștini ortodoxi, se duceau la biserica ortodoxă, dar vorbeau nemțește sau ungurește. Da. A doua observație. A treia observație a fost acolo unde populația era eclectică, adică erau amestecați mai mulți și toți vorbeau ungurești. Explicația la ultimul caz a fost următoarea. Administrația, deci concluziile au fost următoarele. În primul caz și al doilea caz, din primele două, a tras concluzia că acolo unde, din punct de vedere demografic, domină o etnie, toți ceilalți vorbesc în limba etniei majoritare. Dar, în cazul 3 acum, o mână de oameni din administrație, 15 oameni, pot impune întregii comunități să vorbească limba pe care vor aceste, pe care o dorește aparatul administrativ. Administrație, da. Așa că se poate... Este început, n-a dus mai departe cercetarea, dar a tras aceste concluzii primare. Aici nu e nimic de neînțeles. Limba se dezvoltă în mod natural, iar puterea politică impune schimbarea limbilor. Da, elitele pot impune schimbarea limbilor așa cum s-a impus schimbarea franceza, limbilor. Franceza, de exemplu, este o limbă de cancelare, de fapt. Franceza. Franceza, în sfârșit, a fost limba franceză, este o limbă cultă, creată de început cu Francis I, dar... Dar a fost impusă administrativ. A fost, dar peste tot locul, limba oficială se impune administrativ, așa cum s-a impus și limba germană. Nu la început, în germană existau cam 300 de limbi. Unele dintre ele erau nu se puteau înțelege între ei. După Biblia lui Luther, limba germană începe să capete contur și astăzi se vorbește limba germană peste tot. Hai să ne întoarcem la elementele cu care am început. Dragonul dacic. În ce măsură este el relevant ca parte constitutivă a esenței valahice a Europei? Păi aici două lucruri sunt de observat. Am văzut că există în iconografia medievală, pe vremea lui Carol cel Mare, pe vremea lui Wilhelm, nu? Bătălia de la Hastings. Da, Wilhelm I și Harold. Așa. Harold învinsul și Wilhelm I cuceritorul. Da. 1066. Așa și mai este și persistă dragonul dacic în heraldica actuală a unor a Angliei și a Londrei. În Anglia, dar nu numai în Anglia este purtat dragonul roșu, apare pe standardul țării galilor, da. Și important este faptul că scutul heraldic al Londrei iarăși este alcătuit, apar pe el doi dragoni. Dacă se poate arăta... Se arată. Continuă, dar continuă, problema continuă. Este alta, că acest dragon este un simbol care se găsește în toată lumea și mai ales în Europa. Centrul de cercetări pentru drapelele lumii din America încă din 1975 a arătat că istoria lumii s-a făcut din Persia, atenție, din Persia, deci din Iranul de astăzi până în Anglia sub semnul dragonului. El este foarte răspândit și de aceea l-am considerat criteriu de unitate ontologică. Adică
dat faptul că el există înseamnă că el a fost respectat, înseamnă că el a fost cinstit. Iar pe vremea aceea ei știau ce reprezintă și ce cinstesc. Și asta înseamnă că întreaga Europa cinsteau unul și același simbol, semnificația unuia și aceluiași simbol. Și că prin credință, chiar și prin limbă, există o unitate funciară a Europei. Europa care astăzi se potignește în toate felurile să-și dobândească unitatea, ea de fapt și de drept are aceste simboluri care trebuie înțelese și în măsura în care le înțelegem, ne înțelegem unitatea. În ceea ce privește unitatea, deci limbile europene în general se aseamănă. Ferdinand de Saussure, considerat părintele lingvisticii moderne, arată în tratatul său, în cursul său de lingvistică, că nu putem explica, nu putem admite înrudirea limbilor europene fără a accepta existența unui etnitism primitiv. Așa ne oprim la acest concept, etnitism primitiv, pentru că, stimați telespectatori, prima parte a emisiunii a luat sfârșit. Ne vedem peste câteva minute. Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Am revenit în studio la Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Invitatul meu, domnul Gheorghe Liviu Teleoacă, specialist în semiotică și semantică. Domnule Teleoacă, rămăsesem la etnitismul primitiv deci, al Europei. Dintr-o dată, explicăm termenul. Dintr-o dată, Ferdinand de Saussure spune trebuie să existe o națiune matcă. Un etnitism primitiv, asta înseamnă. Conceptul a fost preluat, conceptul a fost preluat de gândirea filozofică germană și spune Urfolk și Urheimat. Deci Urfolk ar fi corespunzător etnitismului primitiv, iar Urheimat înseamnă patria primitivă, patria primordială. Deci Europa, pentru ca să-și regăsească unitatea, trebuie să știe că are acest cuib comun, această vatră comună din care s-au desprins și numele căreia trebuie să-și regăsească solidaritatea o solidaritate de neam unic, că vorbim mai multe limbi. De exemplu, în China există mai multe limbi, dar ei se știu frați toți, nu numai că se recunosc fiindcă au o anumită fizionomie, dar fiindcă au același mod de a comunica, nu mai au aceeași limbă, așa cum nici noi nu mai avem aceeași limbă. În schimb, pot comunica foarte bine folosind ideogramele, minunatele lor ideograme. Dacă doi chinezi care nu știu vorbi împreună, nu știu aceeași limbă, așa, dacă scot hârtia, creionul și folosesc ideogramele, se înțeleg perfect. Da, și cei care nu știu să scrie? Aia sunt analfabeți. Da. Bun. Aia stau acasă. Deci cine nu știe, cine umblă prin lume, de obicei știe și se scrie și se învață. Da, da. Așa. Deci faptul că se vorbește diferite limbi în Europa, atenție, ele sunt foarte asemănătoare. Ele sunt foarte asemănătoare. De aici convingerea lui Saussure că a existat și că există un etnitism primitiv, că există o patrie primordială, că de aici gândirea filozofică germană spune Urfolk și Urheimat, iar astăzi se recunoaște vatra originară a indo-arienilor este la gurile Dunării.
Deci există câteva criterii. Există câteva criterii. Deci am plecat de la etnicism. Ceea ce fac acum, lămurim termeni. Ce înseamnă indo-european, de fapt? Că toată lumea vorbește deci, de indo-europeni. Există și nimeni nu explică. Toată lingvistica recunoscută vorbește despre înrudirea limbilor vorbite de la Oceanul Atlantic în toată Europa și până la în Italia tot, da, și până în India, da. Limba sanscrită mai ales, limba iraniană, toate limbile acestea, deci indo-arienii sunt aceste popoare care vorbesc limbile indo-ariene. Și de ce le zice indo-arieni? S-a zis indo-european, am înțeles. S-a zis adică indo-european, India. S-a zis indo-european, s-a încetățenit termenul, de fapt ar trebui să spună euro-indian, fiindcă a existat mai de mult părerea că limbile indo-europene ar fi pornit, sau că triburile indo-europene ar fi pornit din India. Astăzi se știe că n-au pornit din India. Acolo au ajuns în India. Au ajuns în India. Există toharieni care au trecut dincolo de India. Așa. Și... Da, Saussure care vorbea de... Și astea sunt... Patria astea primordială, deci, ai și zice, identificat care ar fi? Poftiți? Saussure care a vorbit despre patria primordială. A și indicat-o, a și identificat-o care ar fi? Ferdinand de Saussure a murit după 1911 sau pe la 1911. Da. Așa, de atunci noi am parcurs un secol. Nu, dar el a secol. Identificat, a localizat nu, undeva. El n-a putut să facă, fiindcă pe vremea aceea informația era foarte era exact de ce puțină informație. Deci el doar a intuit că există o patrie primordială. A intuit primordială. Că există o patrie primordială, dar n-a putut să spună că este aici. Și multă lume s-a îndoit. Maria Gimbuta s-a așezat-o tot aici, între Carpați și Balcani. A fost contestată, a făcut niște compromisuri, a dus spre civilizația gurganilor, care nici aia nu trece dincolo de Bug. Deci, până la urmă, problemele au fost luate au fost supuse dezbatere, cercetările au fost aprofundate, cercetările atât lingvistic, cât și arheologic. Acum a apărut și această analizele ADN-ului. Eu nu prea le corelez bine cu limba, dar unii folosesc și aceste corelări. Paleogenetică. Paleogenetică. E o disciplină recunoscută? Este recunoscută, dar e încă la început. Și să vă spun ceva. Noi vorbim limba română, dar nu sunt convins că grupa mea sanguină coincide cu a dumneavoastră. N-are cum, ai zis că eu am RH și negativ. Așa. Deci, bun. Deci, nu se pune atât de mult problema din punct de vedere rasial. Adică neapărat ADN-ul, analiză paleogenetică. Dar cum? Se pune problema, cum am zis mai devreme, când existau oameni veniți dintr-o parte sau din alta, se vedeau după costume, după modul după fizionomie, după modul de a se purta, dar vorbeau aceeași limbă. Deci este vorba de puterea de asimilare, dacă vreți, sau da, de generalizare a unei culturi, nu neapărat de asimilare. Asimilarea are un... Până la urmă, da, pentru de, că... Este, deci, aceasta este problema. Și astăzi vă spun, se recunoaște, toată lumea recunoaște, știința americană o recunoaște, încă de prin 1937, un antropolog, Jean Pitar, zice, sunt convins, a măsurat indicele cefalic al craniilor pe care le-a găsit în zona carpatică, a găsit indicele cefalic apropiat de 80 sau peste 80 și pornind de la această realitate, în 1937 spunea Jean Pitar, sunt convins că acolo în Carpați a avut loc acel salt de gândire
de pe urma căruia profită civilizația de azi. Da. Iar în 1971-73, Maria Gimbutas tot așa spune, acolo se află vatra băștinașilor Europei. La început au fost contestați, priviți cu neîncredere, astăzi toate cercetările converg spre a demonstra, de fapt este recunoscut, este... Hartmann, de exemplu, poftim? Cercetătorul ăla german. Cine? Spunea că aici... Da, Hartmann. Scriere... Bine, s-a legat de plăcuțele de la Tărtăria. Că, apropo că unii dintre istoriografii noștri sau arheologii au zis că și le-au explicat în felul următor, că au venit sumerienii cu ele în traistă. A, nu, nu, nu. Asta a fost o... totdeauna au existat oameni, totdeauna au existat oameni care să... Nici nu știau că vor fi sumerieni. Deci, din nevoia... din nevoia de a ne intimida au apărut niște asemenea cercetători, dar să știți că sunt plătiți, sunt tocmiți. Păi sunt tocmiți, că sunt români. Sunt îndemnați. Da. Sunt îndemnați să le spună asemenea lucruri. Pe lângă asta mai există și o inerție. De exemplu, cineva, mi-a fost dat să stau de vorbă odată cu un foarte bun specialist în lingvistică. Nici n-am să-i mai spun numele. Nu mai, academician astăzi nici nu mai există. E de bine sau de rău? E de bine. Și îmi spune așa, deci e de bine fiindcă a fost foarte onest. Zice, domnul Teleoacă, dacă ar fi să aveți dreptate, înseamnă că eu am muncit o viață întreagă degeaba. Deci s-a mers pe o dogmă, aceasta a originii latine. Aici s-au consacrat viața mulțime de cercetători pentru ca să argumenteze într-un fel sau altul, să forțeze argumentarea acestei într-o teorii. Într-o singură direcție, deși erau elemente care nu se potriveau cu... Dar nu se... Dar, teoria originii, dogma originii latine a limbii române nu stă în picioare la nicio analiză. Cea mai sumară analiză răstoarnă această dogmă. Mm-hmm. Ei bine, fiindcă ea a fost oficializată, s-a lucrat pe ea, oameni dintre o serie de cercetători au trudit să forțeze asemenea argumentații, până la urmă au crezut în ceea ce au făcut. Asta. De exemplu, am avut o parte de un dialog cu soția Avram, trăia și Mioara Avram, Dumnezeu să o odihnească. Mi-a spus, domnul Teleoacă, dar folosiți alt tip de informații. Dar am spus, domnule academician, dar informația este, nu este a mea, ea este, ea trebuie luată în discuție de orice alt cercetător, nu numai de mine. Adevărul e că am pus în evidență argumente care până acum nu s-au folosit și nu se folosesc tocmai pentru ca să nu se atingă de... tocmai pentru ca uite, să conserve exemplu, pe cât se poate această... Ioan Aurel Pop, președintele Academiei, pe care îl prețuiesc foarte mult pentru românismul. Un moment, că o să vorbesc ceva și despre domnul academician, președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop. Dar înainte de dumnealui, a venit la noi Carmen Jimenez Huelva. Și a zis, noi nu ne tragem din portugheză. Latină. Portugheză. Este spaniolă. Nu e portugheză? Mă rog, eu știu că e, dar nu contează. Cea nu, care și-a lansat cartea aici. A, așa. Ne-a lăsat cartea, mă rog, s-a tradus, s-a publicat la noi, a fost bine primită. Bun. Lucrurile au rămas nemișcate. În ciuda faptului că ea este lingvistă. Specialist pe probleme de lingvistică. Mai este un francez, un cortez, nu mai știu cum îl cheamă, din întâmplare nici acela nu mai trăiește. Așa, dar Carmen Jimenez cu el va trăiește. Așa. Și, dar a venit, dar a fost Petru Maior, care a zis, dacă este a grăi oblu, limba română este muma celei latinești. Atenție! Deci școala ardeleană, toată lumea dă vina pe școala ardeleană, că de la școala ardeleană ne-a rămas nouă dogma originii latine a limbii române. Ceea ce cam așa este, doar că nimeni n-a luat în calcul această observație. Nu că n-a venit nimeni să o verifice. Că dacă ar fi să gândim oblu, foarte frumos a spus.
Mai spuneți odată. Măcar că ne-am obișnuit a spune că limba română este că limba latină, că limba română este de origine latină, dacă este a grăi oblu, limba română este muma celei latinești. Ce e latinești, spune el. În sfârșit, e o carte tipărită în 1812 la Budapesta, cu litere slavone, pagina 316, da. Mă rog. Da. Așa. Deci, de mult s-au tras semnalul că limba română nu este de origine latină și că nu limba latină explică existența limbilor romanice. Există un cercetător actual, un oarecare Martin Maiden, cercetător de romanistică la Oxford, la Cambridge, care de asemenea a arătat că limba română trebuie pusă pe trebuie privită cu același respect cu care este privită limba latină. Numai că n-a spus că, vedeți că de fapt cheia e în limba latină. Același lucru l-a spus Alf Lombard și mulți alții. Deci problema e, nici ea n-are să mai reziste și eu chiar vă rog să aș vrea să facem o demonstrație mai bine ilustrată, fiindcă, de exemplu, e vorba de ca să arătăm că limba română nu poate proveni din limba latină. Da, împărtășesc aceeași părere, în ciuda... Dar trebuie să știe toată lumea, fiindcă aici este problema. Atenție la ceea ce zicea Urs Altermat. A început, există, se derulează o aprigă bătălie a limbilor și ca să faci față trebuie să te pregătești atât. Și vi se pară paradoxal. Cei care lucrează în institutele de cercetări au un spațiu de manevră redus. Fiindcă dacă ies din front și zic altceva decât acceptă secretarul științific al institutului, trebuie să plece. Este cazul doamnei Aurora Pețan, nu? A făcut parte din Consiliul Științific al Institutului de Lingvistică și când a spus, domnule director, nu pot să justific în niciun fel latinizarea, romanizarea dacilor liberi, a trebuit să plece din institut. Spre norocul dumneavoastră, astăzi are o etitură proprie, dacica, la Cluj și acolo își desfășoară extraordinar de bine, își pune în valoare toate talentele și toată forța profesională pe care o are. Și este pe alt palier se află și Carlo Troia, de exemplu, care încă din secolul XIX a observat lucruri pe care noi acum ce să vă spun, noi nu mai putem lucra, este bine, din punct de vedere istoric, este bine să că putem urmări felul în care a fost argumentat o idee. Dar noi trebuie să lucrăm cu resursele secolului 21, țineți cont că 90%, deci 90% din informația științifică a lumii a apărut în ultimii 50-60 de ani. Deci cei dinaintea noastră au dispus de mult mai puține repere, au avut la dispoziție de 10 ori mai puține repere pentru ca să traseze un sens, să înțeleagă un fenomen, să înțeleagă o evoluție, să înțeleagă dezvoltarea societății umane. Noi astăzi suntem mai datori față de adevăr decât ei, fiindcă noi avem informație. Avem mai multe mijloace, mai multă tehnologie. Dar nu numai tehnologie. Tehnologia, apropo de această IT, această tehnologie a informației, asta a permis și răspândirea ei formidabilă. Da, dar și răspândirea prostiilor. Acum să știți că e destul de ușor să separ prostiile numai la o abordare superficială de vii victima prostiilor, fiindcă având atâta informație, ea poate fi verificată în crucișat. Dacă ai un anumit nivel de competență care se face de fapt verificată în crucișat, fiindcă o corelezi nu numai cu ceea ce găsești pe internet, o corelezi și cu ceea ce găsești în biblioteci. Păi de exemplu, găsești de exemplu o lucrare care îți indică câțiva autori, te duci și cauți.
Și dacă, dacă vezi, ai o cultură dacă vezi, temeinică și dacă de bibliotecă... Vezi că din, și dacă vezi că din 30 de autori, 20 se verifică, poți să contezi și pe faptul că restul de 10 autori au fost citat de bună credință. Dacă ai o, hai să zicem, o cultură temeinică de, sau medie de bibliotecă, internetul este extraordinar de folositor. Dacă nu ai această cultură, este total de destructiv. Păi este adevărul. Păi prima, astăzi, orice subiect te interesează, primul contact cu subiectul îl realizezi pe internet. Da. Îți oferă primele piste și după aceea le aprofundezi. Da. Și vă spun astăzi... Deci trebuie să există un permanent baleaj între bibliotecă și internet. Păi e firesc să verifici, nu? Da. Vorbeam de contribuția domnului academician președinte Ion Aurel Pop. Aș avea o rugăminte către Academia Română. Să deschidă dialogul. Vorbiți cu... atunci către... Da, să deschidă dialogul cu autodidacții, fiindcă există argumente care trebuie luate în considerare, inclusiv de știința oficială, și cred că nu mai putem întârzia în niciun fel, nu mai putem trece în niciun fel peste faptul că toată știința lumii recunoaște că vatra originară a indo-arienilor se află la gurile Dunării, undeva între Balcani, între Carpați și Balcani, fără să treacă în stepa rusă, fiindcă acolo nu există fagul. Au existat uneori afirmații, s-a încercat să explice originea cuvântului grui, pornind de la verbul gruni, o grunire care înseamnă a grohăi, fiindcă ar exista în limba latină grohăitul, ar fi existat și râtul. Și atunci, acum este râtul, porcul ar exista gruiul. Nu e adevărat. Gruiul este se explică prin cuvântul măgură, așa cum care există cuvântul măgulă, are varianta măgulă, gulă dând cuvântul culă, care înseamnă tot promontoriu, tot înălțime, culă. Așa, și ca să nu se zic, gură să nu fie confundat cu gura văi sau cu gura, asta s-a zis gură, în loc să zică gură, s-a zis grâui. Grui. Deci gruiul se explică, deci gruiul se explică prin măgură, așa cum culă se explică prin măgulă, și multe alte cuvinte se explică. Să nu intrăm în detalii atât de intime. Deci nu sunt, trebuie să le știm. Deci zice detalii intime. Verbul a merge pare un detaliu intim. Numai că în limba latină mergere înseamnă a te scufunda. Și a venit Sextil Pușcaru, fiei țărâna ușoară. Zice, da, domnule, sigur că da, noi care suntem un teritoriu dan, deal, vale, vezi Lucian Blaga, când mergeam la vale, de fapt, ne scufundam și de aceea am transformat cuvântul mergere, care înseamnă a te scufunda, în a merge. Nu e adevărat. Mergere, întâi de toate, mergere în latină este un verb foarte rar folosit, o arată meie în dicționarul lui etimologic. Iar noi avem mulțime de cuvinte referitor la mergo. Avem, este paradigma cuvântului. Avem, întâi mergem. După aceea există râul Mărgău, undeva în zona Clujului. Uh-huh. Și există cuvântul Mărgău, care înseamnă drumul vitelor de la Pășune în sat, dar în sanscrită... Dar în sanscrită există cuvântul merga, care înseamnă cărare. Deci, cuvântul nostru se corelează cu ideea de... Deci, a merge al nostru se corelează cu alte cuvinte care arată că este autohton, că este produsul nostru și că nu poate fi corelat în niciun fel cu verbul latinesc mergo, mergere. Și așa sunt multe alte cuvinte, sunt mii de cuvinte a căror etimologie este trasă de păr, dar la nivel de principiu se poate demonstra că nu
nu am că limba română nu provine din limba latină. De exemplu, există pe lângă acest mergo mergere. Două exemple recente și de la fața locului după de exemplu, în limba română există cuvântul brumă. Avem luna brumărel, octombrie, avem luna brumar, noiembrie. Au și latinii cuvântul brumă, dar înseamnă solstițiu. Deci undeva pe 21 decembrie au observat și ei că se depune bruma. Deci n-aveam cum ideea lor de solstițiu să o transform în brumă, în depunerea de aceasta de brumă, de brumă, apă, de spuză înghețată, așa, și cuvântul este al meu, că l-au și ei foarte bine. Pe urmă există cuvântul lăcustă. Eu am, noi, se zice lăcustă în limba latină, locusta, locuste. Eu zic lăcustă, se aseamănă cuvântul. Clar, l-au învățat de la ostașii Romei, țăranii noștri au zis lăcustă. Nu e adevărat, noi avem cuvântul gulucustă. Și ce înseamnă gulucustă? Eu nu știu. Păi gulucustă se vede dintr-o dată că e un cuvânt puțin cam lung, este o juxtapunere între golul și custă, care golul înseamnă gol și custă înseamnă a avansa golul. Și lăcusta este cea prin care avansează golul. Deci lăcusta a fost definită ca cea care lasă rade vegetația. Deci eu am la mine în limbă metafora, rațiunea pentru care a apărut cuvântul gulucustă, format de cuvântul golu și custă, care în limba armână înseamnă a spori, pritoară, cură, eu sunt multe mâini, lucruri lucustă. Deci unde sunt multe mâini, lucrul sporește. Deci, am înțeles, lucrul sporește și a luat a doua parte a emisiunii. Ne revedem peste câteva minute. Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Am revenit în studio la Trezește-te, George, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Invitatul meu, domnul Liviu Teloacă, specialist în semantică și semiotică. Domnule Teloacă, haide să vorbim totuși despre esența valahică a Europei. Ne-am cam luat cu vorba și am trecut puțin, am lăsat pe ultimul plan, am lăsat pentru ultimul moment, am lăsat... Dar o să dăm totuși, vă lasă niște imagini. De ce, întâi de toate, trebuie să înțeleagă de ce am ales acest subiect. Deci? Fiindcă Europa noastră pe care o vrem unită, încearcă niște tranziții, niște evenimente, parcă nedorită și o întârziere de care trebuie să ținem cont. Ca să caracterizez situația actuală, n-am să încep eu să o caracterizez, am să folosesc caracterizarea pe care o face un om, caracterizarea autorizată a unui președintele de țară, de mare să țară europeană. În timp e vorba ce vorbim, se derulează niște imagini, dar le mi le explicați. Discutăm despre ele mai târziu. Vorbesc de felul în care, de ceea ce a spus François Hollande pe 6 octombrie 2016, când a vorbit la o cină festivă în cadrul Centrului de Reflexie și de Activism pentru Europa. Deci, se aniversau 20 de ani de funcționare acestui centru, a existat o preocupare pentru înțelegerea evenimentelor și fenomenelor și a proceselor care au loc în perioada actuală și cu toate acestea domnul François Hollande, pe atunci președintele Franței, și-a exprimat nu numai nemulțumirea, ci și îngrijorarea pentru ceea ce se întâmplă. Și atunci am să citesc. Cu această ocazie, președintele Franței, materialul e luat din presă. Cu această ocazie, președintele Franței a zugrăvit o Europa ce se află în criză. S-a folosit cuvântul criză. Nu doar în derularea proiectului de unitate. Și atenție, merge mai profund. Ci chiar și în bazele sale. O criză de sens. O criză de sens. Să recunoști pentru acest
nou agregat numit Europa Unită. Criza de sens este foarte important. O criză a fundamentelor Europei, o criză a identității europene. Și spunem în continuare, pentru a ieși din această criză de sens, șeful statului francez, presa a luat, a subliniat importanța culturii europene, care trebuie să fie mai presus, și aici iarăși trebuie să fie foarte important, deci despre importanța culturii europene, care trebuie să fie mai presus de suma culturilor naționale. De ce? Fiindcă identitatea generală europeană nici nu se mai poate întemeia pe spiritul culturilor naționale, care au hrănit orgolii și tensiuni, care au degenerat apoi în războaie și masacre apocaliptice. Deci, am înțeles. După părerea dumneavoastră, e relevant ceea ce a spus François Hollande, dar cred că mult mai relevant este, mai relevant este declarația de la Paris. Nu știu dacă o aveți, pentru că în românește... Este vorba de Bragu. Stai să termin. Declarația de la Paris, care, al cărei mesaj este foarte dur și tulburător. Are 32 de capitole, mă rog. Să scăpăm de tirania falsei Europe. Și întoarcerea la... Eu aș spune altceva. Eu vă spun, eu... Dați voi să completez, că este important ce a spus dumneavoastră. Zice să scăpăm de tirania falsei Europe. Evident că s-au grăbit să creeze această Europă oameni nepregătiți pentru așa ceva. Stați mai puțin. Cum să nu fie nepregătiți? Sunt foarte pregătiți să facă ceea ce și-au propus să facă. Pentru că au decreștinat Europa. Deci acești intelectuali, care sunt mulți și sunt din toată Europa, și au semnat această declarație. E vorba de colectivul condus de René Bragu. Exact. Așa. Deci cunoașteți... Îl cunosc, l-am citit, așa, l-am bun. Studiat. Deci mai are o carte care a apărut tot în limba română, Uniunea Europeană, Calea... Este, apropo... Calea Romană, sau face analogie... Declarația este în certitudinea numărul 18... Este, trebuie citită, pentru că nu suntem singurii care ne punem întrebări legate de vorba. Dar să știți că în timp ce noi vorbim, pe ecran se derulează niște imagini, vorbim despre ele mai încolo, că sunt complementare la tema noastră, pentru că noi porniserăm de la Lupa Capitolina și chiar vreau să vă întreb la un moment dat ce cu prezența aceluiași complex heraldic cu cei doi prunci care sug la lupoaică în Turcia, la Ayvalık, într-un bazorelief primitiv și în Tajikistan, unde sunt și monede. Ne întoarcem iarăși, îmi pare rău că o să revenim la problema, la diagnosticul pus de Holland și, mă rog, nevoia de remediere. Deci, faptul că se găsește până în Tajikistan nu e nimic de greu de înțeles. Școala americană pentru drapelele lumii a spus clar, Europa sau istoria lumii s-a derulat sub semnul dragonului și toate imaginile care le-a existat. Pentru cine acolo, este emblematic acest dragon, după părerea dumneavoastră? De vreme ce toată lumea și-l revendic. Mă rog, toată lumea. Noi zicem că dragonul este... Tracic, dacic, steagul, dragonul dacic, care este de fapt dragonul. Este un bun al întregului univers indo-european. Da, și nu numai. Populația tajikistană și turcică, de exemplu, fac parte din această civilizație? Sau sunt vizitați? S-au individualizat într-un mod aparte. N-au venit mai târziu, dar până au găsit, s-au așezat pe acest substrat. Deci numai puțin, au venit mai târziu, dar s-au așezat pe acest substrat creat de civilizația. În sensul ăsta așteptam explicație. Deci s-au așezat pe acest substrat turcii, care au venit care au intrat în Anatolia, au găsit de desubt. Au, nu de desubt. Erau frigieni acolo. Dar erau traci, erau hitiți. Frigieni, erau, da, mă rog, da. Toate carpodacii, Capadocia, era... Deci toată zona, tot Asia Mică este tracică. Așa că nu e surprinzător. Hai, și atunci și-au tracice din Marea Egee, de unde au venit popoarele mării care au colonizat Orientul Mijlociu. Cine?
insulele tracice din Marea Egee. Da. De unde au venit popoarele mării care au colonizat Orientul Mijlociu în secolele 10-11 înainte de Hristos. Mă rog, traducerea cu popoarele mării nu sunt convins că e foarte corectă. Sau da, foarte... De acolo veneau. Așa, veneau din partea de nord, într-adevăr. E partea tot Levantul, adică toată zona Levantului și toată partea de nord a Africii este populată de acești traci care s-au numit getul. Asta e explicația. Am fost în Tunisia și am intrat în locuințele troglodite. Știți că tunisienii sau nu, berberii sau ochii albaștri. Da, în Tunisia, cei care dar nu numai berberii, mulți alții au și ăștia, curzii au ochii albaștri. Da. Atenție, ochii albaștri se întâlnește până în insula Taiwan, acolo unde au ajuns acești geți și astăzi în Taiwan se învață că strămoșii noștri au plecat din Carpați. Da, vedeți, și există, mai există, încă mai există câte un bătrân cu ochi deschiși, nu neapărat albaștri, ochi verzi, ochi... Da, vă dați seama ce șoc am avut eu când m-am dus, când văd arabi cu ochi albaștri. Iar locuința... Da, există, există cuvinte, cătrință, există costum popular românesc, dar stai puțin, există în Asia, există Balucistanul, care iarăși un stat al balochilor. Dar încă o chestie interesantă. Locuințele troglodite ale berberilor sunt de fapt niște gropi uriașe, da? Uriașe în pământ, ca niște curți interioare. Iar în pereții acestei gropi se fac locuințe, așa zisele locuințe troglodite. Organizarea locuințelor, cum ar veni apartamentul, este la fel ca la noi, au vatră. Și acolo pe vatră era o bătrână cu ochi albaștri. Iar eu mă uitam uimit acolo că parcă eram în casa bunicii mele. O să vedeți că nu sunt chiar așa de troglodite. Am avut că... avangarda arhitecturii americane a creat niște asemenea locuințe, dar nu de troglodiți, ci îngropate în maluri înalte, în dealuri, așa, dar cu tot confortul civilizației actuale. Da, de ce? Fiindcă acolo au o foarte bună izolare termică. Păi un fel de bordeie erau, de fapt. Dom'le, cam pornit de la bordeie și ăștia berberii l-au îngropat în pământ, le-au îngropat fiindcă rezistă la soarele puternic de acolo de și la răcoare. Răcoare. Păi, și la noi exista așa numită groapă numită Argea, unde era îngropată unde se punea războiul de țesut, fiindcă acolo era răcoarea și umiditatea necesară pentru ca să se poată lucra. Deci ăsta era un mod de a te descurca, de a avea o climă, o microclimă corespunzătoare folosind teritoriul, terenul care îl aveai. Deci e troglodit, dar și astăzi există tendința să ne întoarcem la asemenea soluții, bineînțeles. Vreau să zic, statul tunisian îi plătește pe berberi să locuiască în ele. Pentru că tendința e de modernizare, le plătesc deci ca să locuiască în ele. Am văzut în revistă de arhitectură, pentru de avangardă, de arhitectură, turistici. Arhitecți americani care au creat niște locuințe îngropate, dar cu tot confortul civilizației actuale. Da. Dar ne întoarcem la Dragonul, la Holland. Deci, atenție, de ce această esență valahică? Tocmai pentru a răspunde acestor dificultăți înregistrate sau acestor lipsuri teribile înregistrate și exprimate de președintele Franței. O Europa ce se află în criză nu doar în derularea proiectului de unitate, deci privind colaborarea economică, ci în bazele sale o criză de sens, o criză a fundamentelor. Ori a merge la esență înseamnă exact a pune în evidență fundamentele, criteriile ontologice de unitate ale Europei. De aceea esența valahică. Și acum, fiindcă timp prea mult nu mai este să etalăm
materialul care l-am, cu care am, care l-am pregătit pentru emisiune, trebuie să spunem că acești vlahi, de exemplu, foarte important de menționat, activitatea pe care o desfășoară reporterii și specialiștii de teren de la revista Formula AS. De ani de zile au bătut Europa pas cu pas. Au pus în evidență dăinuirea civilizației valahice, românești valahice. Un caz celebru este, sunt acești valașche din Cehia. Dar peste tot au pus în evidență în Elveția și mi-a plăcut foarte mult efortul pe, în romașii, Anglia, pe, romașii, pe, pe zidul romașii lui Adrian, peste tot locul acești specialiști, dar sunt foarte serioși, nu numai că au foarte mult talent în redarea rezultatelor, dar au și rezultate foarte bine fundamentate din punct de vedere științific. Da, domnule Teleacă. Și acum, ce spun, de exemplu, sunt buni, în Croația, unul dintre specialiștii, mari specialiști ai revistei Formula AS, Bogdan Lupescu, descoperă Cronica Franciscană. Da. O studiază, ajutată de profesorul de specialitate, profesoară de fapt de specialitate de la Universitatea din Rijeka, o studiază și arată că vlahii, numiți olți însă, olți, adică vols, v-ul da. De obicei pică, a picat în multe alte limbi, numiți olți, sunt atestați de pe la de pe secolul 3 înainte de Hristos. Deci vlah nu este un cuvânt descoperit de germanici, adus la noi de slavi, odată cu așa zisa migrație slavă. A fost preluat de germanici. Deci nu, este un cuvânt foarte vechi. L-au avut în vocabularul lor și în teonimele lor, l-au avut ligurii, care sunt considerați primii indo-europeni ai Europei, adică încă pre-indo-europeni. Deci cea mai veche populație a Europei s-au numit liguri. Aveau în toponimele lor cuvinte vilhosc, vilosc. Deci aveau... Valhalla de unde vine? Deci, poftiți? Deci cuvântul este foarte vechi. În Lațiu au trăit volșgi, care iară sunt tot... Se vede bine că este... Da. Înrudit cu vlah. Există, da, în Lucania, voloși. În Lucania există Volcentes, în sudul Franței există Volcae. Găsiți în scris de în jurnalul de front al lui Iulius Cezar. Volcae tectosaj, Volcae are comici sau are morici. În Cehia au existat acești Volcae care de fapt și de drept urmașii lor sunt acești volsce de până acum. Deci, înrudirile, ziceam că înrudirea neamurilor se regăsește în înrudirea lingvistică a etnonimului. Și din punctul ăsta de vedere, așa, încă foarte important, pe hărți figurează clar, în Spania a fost populație din Spania antică, se numește ilergeți. Dar se vede clar că e vorba de acești geți plecați din zona ilirică, deci puțin mai la vest de Tracia. Există ilercavonii, toți iliri sunt. Deci, și există o inscripție care zice pe o mormânt, Daticus, fiul lui... Brito, fiul lui Daticus, respectiv Dacicus, din tribul Volchilor. Deci, acești, pe arcul de triumf al lui Augustus este înscris un trib care iarăși se numește Volcare, ceva, tot un valah este. Deci, blahii aceștia sunt prezenți. Deci, Vulcano și Vulcan. Apropo de Vulcan, bine că... Deci, și acum o mică precizare.
dragonul este de fapt o hieroglifă pentru numele primordial al lui Dumnezeu. De aceea și fost cinstită și păstrată cu mare sfințenie de-a lungul timpului. Există, acest dragon există și în iconografia creștină. Peste tot în tot creștinismul european, cel ortodox și cel catolic, există simbolul dragon. La Vatican există mai multe simboluri dragon. Cârjile arhierești, toate poartă simbolul dragonului. Deci, ce vreau să spun? Fiindcă mi-a zis de Volt... Noi de la ortodoxi. Este și la... A fost și la catolici. Celebră este cârja arhierească a Sfântului Bernard de Clairvaux. Bun. Cuvântul Valac se găsește în toate cărțile sacre ale omenirii. Valac este înscris în Rig Veda. Valhalla de la... Aia în Edele. Asta corect. În Edele germane, numai dar și valchiriile, tot la Vlach, ir, r, acela este o terminație specific germanică. De valchiriile. În civilizația minoică, din prima civilizație, mare civilizație a lumii din insula Creta, s-a dezvoltat sub auspiciile lui Zeus Velcanos, iar acest lucru îl spun doi autori americani. În Vulcan a fost unul dintre vechii arhaici în Lațiu. Așa că, după cum vedeți, peste tot locul vlahii sunt prezenți. Fie cuvântul vlah și respectiv urmele vlahilor. Fiindcă toată informația de fapt o primim prin cuvânt. Chiar și acest simbol dragon se citește în cuvânt. Este o hieroglifă. Este alcătuită din doi termeni. Bun. Deci, urmele vlahilor există în toată Europa, sub formă de teonime, sub formă de etnonime, sub formă de hidronime și de toponime. De exemplu, în limba română există cuvântul berzeasca. În limba, în munții... Mai avem vreo 3 minute. Bun. În Elveția există Verzeasca. Avem cascada Tamina. În munții Elveției există râul Tamina. Deci, peste tot, așa, acești liguri care păstrează toponime sub formă de format vlah, de tip vlah, duceau la Roma așa numitul Cebanum Caseum. Cebanum Caseum. Deci cuvântul cioban la noi este foarte vechi și nu cum pretind lingviștii noștri că a fost luat din limba turcă. Deci este, limba română este foarte veche și pornind de la ceea ce zicea Ferdinand de Saussure, el reprezintă acel etnicism primitiv, reprezintă limba matcă. Și pentru ea au pledat specialiști români încă înainte de 1900. Grigore Buțureanu, 1896, arată că vedicii au plecat din Carpați. După aceea, Teohare Antonescu, ar fi plecat. De urmă, Teohare Antonescu pe la 1902, deci înainte de cărțile de istorie ale Universității din Cambridge, care și aia spune că vedicii au plecat din Carpați, Teohare Antonescu arată același lucru. Vă spun, argumente sunt foarte multe. Argumente care arată și se demonstrează apoi pe linie lingvistică faptul, folosind criterii strict lingvistice, că limba română este limba limbilor vorbite astăzi
în universul indo-european, limba limbilor vorbite astăzi de în... apărea turnul Babel, ca să zic așa. Vorbite în Europa. Deci, în mod firesc, expansiunea a creat dialecte și limbi, dar întoarcerea lor la unitate se poate face numai și numai recunoscând caracterul matricial al limbii române, esența valahică a întregii civilizații europene. Deci cam asta ar fi concluzia emisiunii. Concluzia, vă spun, oricine o poate și este de-a datoria fiecăruia dintre noi. Degeaba vorbim noi doi câte ceva și spunem câte ceva, fiindcă lucrurile trebuie studiate și repetate. Există această doctrină paideică, deci ideea învățării continue, și astăzi suntem mai datori ca niciodată să ne înarmăm cu cunoștințe. Astăzi războaiele nu se mai duc, deci, mă rog, la limită ajung să războaie fierbinți, astăzi războaiele sunt de tip informațional, și dacă nu, dacă ești pregătit, faci față, dacă nu ești pregătit, înghiți toate invențiile și toate diversiunile de tip Rösler și Neo-Rösler, de tip Keramopoulos și alții ca el și așa mai departe. Deci, dacă vrem să supraviețuim, și el spune aici, François Hollande, avem nevoie de cultură europeană, care trebuie să fie mai presus de suma culturilor naționale. Ori, mai presus de suma culturilor acestea dispersate este cultura matcă, este cultura română. Da. Cultura paideică, probabil denumirea vine de la cartea lui Leo Frobenius, Paideuma. Paideuma fiind pentru el sufletul supraindividual al popoarelor. Probabil există acest suflet supraindividual al popoarelor, dar emisiunea noastră a luat sfârșit. Domnule Teleoacă, vă mulțumesc că ați fost oaspetele nostru, ne mai întâlnim și altă dată. Stimați telespectatori, emisiunea noastră, cum spuneam, a luat sfârșit. Ne revedem săptămâna viitoare, dar până atunci nu uitați, ca să fii român, trebuie să poți. La revedere! Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane.